viață. Care ne vom uni eforturile și sufletele. Recreație, de ce? E liber, Tudore? E liber, dar să știi că mie tenisul nu-mi place. Fii liniștit, nici mie filozofia. Dar ce să-i faci? Trebuie să conviețui. Mă bucur că v-am cunoscut. Să vă prezint pe noua noastră colegă, Luminița Cernea. Bună ziua. Bună ziua. Doina Pușcă. Cernea. Îmi pare bine, drăguță. Baldovin, de matematică. Dumneata ce predai? Română. A. Iar dumnealui este profesorul de filozofie, Mihai Gavrilescu. Dumneavoastră sunteți Socrate, nu? Eu. Mă bucur să vă cunosc. Fica noastră nu este în clasa 11A? Ați aflat? O diriginte trebuie să știe tot ceea ce se poate ști. Și încă multe altele în plus. Pe tine cum te cheamă? Popovici Alexandru. Pe tine? Popescu Mihai. Și pe tine? Stancu Cornelia. Unde ai învățat? La 195. Dar pe mine știți cum mă cheamă? Socrate. Așa e, așa-mi spune Levi. Dar Socrate, cel adevărat, știți cine a fost? Un mare scriitor italian. Uite că ei nu sunt de acord. Să știi că dacă nu ți se pare lung, o să nu te tunzi. Vreau să mă iertați, doarce profesor, mă tun după amiază. Nu, eu las la aprecierea ta, faci cum crezi. Bun, scoate-ți o foaie de hârtie. Dă-mi extemporal.
Extemporana dirigenție? Exact. Tema, cum aș vrea să fie, dirigintele meu. Ne semnăm tovarășe, profesor? Sau le dăm anonime? Cum vreți voi. Hai, scrieți. Să știi că dacă te ajută să gândești mai bine, pe mine nu mă deranjează. Hai, strângeți extemporalele. Data viitoare îmi dați voi mie extemporal. Pe tema cum vreau eu să fie elevii mei. Liber. Ziua. L-am băgat în cofă. Ei, mai învață și el câte ceva de la tine și a semnat. Păi ce, eram fraier. Am fost, dar n-am intrat. Păi, ușor, ce cu frizura asta? Tu nu știi că aici e școală? O știe, dar o ține numai pentru el. Obraznicule, cine e dirigintele vostru? Tovarășul de filozofie. Aha, ia, treceți în clasă, haideți. Hai, treceți în clasă, în clasă. Hai cu mine, Cristian. Îmi pare rău, Anca, dar prefer tradiția. Tu în față, în banca premianților, iar eu mai în spate cu o perspectivă mai largă asupra vieții. Dorule, anul ăsta preferam să fii premian. Eu oriunde sunt alături de tine. Ia hai să-i vedem. Hai. Atenție, puișorilor. Strigăm catalogul. Opresc cu Ionica. Prezent, tovarășa dirigintă. Ia poftește-mă, văruță! Da, matricula, matricula, de ce nu-i cursută bine, puișor? A terminat mama ața, tovarășa dirigintă. Ce faci, Ionica? Tovarășe directoare, le explicam cum mă certa pe mine bunica. Bunica de la Mizil, când eram mic. Ascultă, Mihai, știi că țin la dumneata. Ți-am mai spus, confuz filozofia cu viața. Cu ăștia mici de-a noua, trebuie să dăm militaria jos din pod. Nu știu cum o fi fost la școala de unde vii dumneata, dar să știi de la mine. Dacă nu pui șaua pe ei de la început, ți se urcă în cap. Elevii trebuie să știe, să respecte regulamentele. Să știți că eu am alt principiu. Cred că dacă elevii își respectă profesorii, respectă și regulamentul. Iertați-mă, cum vi s-a părut prima zi de școală? Pentru mine e totdeauna cea mai grea. Reacomodarea după vacanță? Nu. Îmi aduce aminte de copilărie. Bună ziua. Mi-ar plăcea să mă așez în banc, dar trebuie să mă trag de urechi și să mă așez la catedră. Bună ziua! Păi mie prima zi de școală mi-aduce aminte că într-a șasea dirigintele m-a dat afară. M-a văzut umflat și mi-a zis bomboanele în recreație, băiețică. Și m-a dat afară. De fapt, mie îmi creștea prima măsa de minte. Precoce, ca orice filozof. Aoleu, și dacă ați fi cadou abia acum am creștit. Bună ziua! Mi-a plăcut, Anca. Cred că o să ne înțelegem bine. La revedere. La revedere. Mi-a fost dor de tine, Anca. Și mie, Dorule. Dă-mi telefon. Dorule, am să-ți spun ceva. A, bună, Rădică. Când ești liber? Vă deranjez? Da. Cine era Junele? Toru. Ți-am povestit de el. Aha. Colegul tău, tenismenul. Știi, vara asta a ieșit primul pe București. Ce spui? Nu știam că te dea chiar așa în vânt după sport. Haideți odată că de când vă aștept să arăciți și mămăliguță, hai. Spălarea pe mâini și la masă. Hai. Bunico, ai făcut ce mi-ai promis? Ți-am făcut, ți-am făcut. Mai dăm și mie una. Cum ți se pare noua dirigintă? Vrei așa o evaluare științifică? Nu. Dacă vă place sau nu. Băieții sunt topiți. Chiar așa?
Acum pe bune, tată, ne-a făcut o impresie grozavă. Pare sensibilă, inteligentă. Și ai să râzi, are și haz. Serios? Parcă spunea că și tenismenul tău are haz. Ce ai, domnule, cu el? Ah, nimic. Nu mă prea dau chiar așa în vânt după sport. Ce ai găsit așa interesant la el? Nu știu cum să-ți explic. Dar are ceva... E altfel decât ceilalți băieți. Și am să-ți demonstrez că n-ai dreptate. Să rămână pentru masă bună. Mâine îți fac clătite cu dulceață, Ancuța. Dă-i pace. Ce foarte bună. Excelentă. Vă rog. A, bună, Anca. Ce făceai? Ascultam o bandă trăznet cu formația Alfa. Mi-a dat-o Rodica. Rodica Munteanu, de la noi din clasă? Nu, e fata cu care ai fost tu numai lapte și miere astăzi la prânz. Aha, fandosită aia. Ai luat bilete? Nu. Să știi că nu mai putem merge la cinema. Mi-a dat telefon antrenorul. Mă duc la antrenament. Și de ce nu m-ai sunat? Păi tocmai vreau să te sun. Dacă vrei, vino și tu la antrenament. Nu, mulțumesc, astăzi n-am chef de tenis. Salut. Alo, Duduianca? Da? Mă scuzați că vă deranjez, dar vreau să aflu care mai este viața dumneavoastră. Da, cine e la telefon? Așa că te-am păcălit! Mihaela, tu erai! Ah, fir ar să fie. Mâine trebuie să mă duc la orelist. De ce? Păi să-mi repar urechea muzicală. Dar pe tine când te mai vede omul, domnule, că te-ai dat dispărută de tot? Oricând, dar acum nu. Dar de ce acum nu? Arde? Arde. Doru! Știam că ai să vii. De crezi că vei putea vreodată să te ascunzi de mine? Îmi vine să zbur, nu altceva. Vezi să nu cazi. Îți dai seama că ne așteaptă un an de vacanță? De unde vacanță? Păi nu-ți dai seama că 11 este un an de relaș? Domnișoară, cum relaș? Cum relaș? Pe mine mă așteaptă anatomia, fizica, chimia. Am de pe acum inima cât un purici. Da, și bineînțeles și isoscel, și româna, și geografia, și UTLM-ul. Tu ai vrea să fii premiantă și la sport, nu? Cum ar zice taică tu, homo universalis. Ei, nu chiar așa ceva, dar măcar homo sapiens mi-ar plăcea. În ceea ce mă privește, un sprint bun între a 12-a și gata. Păi dacă o țin tot așa într-o fugă, de unde suflu pentru ultima sută de metri? A? Totul e să-ți dozezi efortul. Ăsta e secretul. Știi că îmi place? Tu nu te antrenezi mereu? Ba da, am glumit. Dar trebuie să recunoști și tu că anul ăsta este un an superb. Nu tu treaptă, nu tu bac, nu tu admitere. Timp berechet. Iar eu unul nu mă pregătesc decât la materiile care îmi trebuiesc mai departe. Alo, Mihaela? Salut. Te-am deranjat? A, deloc, unchiule, toceam. Cum? Chiar în prima zi de facultate? E, ziua bună de dimineață se cunoaște, nu? Ascultă, Mihaela, vreau să te rog ceva. În legătură cu Anca? Cum ai ghicit? Bine, mă las să ghicesc mai departe? E vorba de un băiat, nu-i așa? Da, exact, ai ghicit. Ascultă, eu nu vreau să impun Anca, e gustul meu. Aș vrea să stai tu puțin de vorbă cu ea. Să vezi ce se întâmplă, nu? Ce zici?
Bine, unchiule, las pe mine. Bună ziua, tovarășe profesor. Ah, să rămână. Versuri? Da. Ale unui fost elev de-al meu. Bună ziua. Bună ziua. Tot discipolii dumneavoastră? Da, sunt elevii mei de anul trecut, le-am fost diriginte. Și acum? Cum m-a rugat directoarea, să o iau de la capăt cu clasa nouă. Mereu luăm câte ceva de la capăt. Da, dar fi și cu viața așa. Vă fac cadou. Mulțumesc. Și eu. Bună, eu... Cine e Șerbescu Tudor? Eu. Credeam că fiecare s-a născut cândva undeva. Da, sigur. Dacă ți-aduci aminte, te rog să completezi. Da. Murgoci Doru. Aici. Nu locuiești nicăieri? Ba da, tovașă. La etajul 10, ca să fiu mai aproape de muze. Și eu care credeam că le faci să vină ele la tine. Anca. Ai uitat să completezi datele despre mama ta. Mama a murit. Îmi pare rău. Ia loc. Istorie română, sociale, naturale, educație fizică, gata. Ce faci, Ancuța, pleci? Dacă vine tata, spune că-s la teatru, nu întârzi. Grijă să nu-ți intre o muscă în gură. Hai, așezați-vă. Și acum, copii, după ce ne-am întâlnit cu materia și spiritul, cei doi poli ai existenței omului, să ne întoarcem și la oile noastre. Extemporalele voastre. Ia să vedem. M-au bucurat în special răspunsurile voastre spontane, cele care vă reprezintă. Dar de unde știți că ne reprezintă pe noi? Tu ți-ai semnat extemporalul? Nu. Hai să vedem dacă îl identificăm. Așa. La întrebarea cum aș dori să fie dirigintele meu, tu răspunzi... În primul rând, aș vrea să fie un om de caracter. Am zis? Da. Nu? Bravo. Bravo mie. Așa, ce înțelegi tu prin caracter? Adică, de exemplu, să fie înțelegător la toate faptele noastre și să nu ne reclame la tovarășa directoare pentru orice. Aha, vezi tu, Georgescule, tu ai folosit cuvântul ăsta, caracter, din teribilism, ca să impresionezi pe toată lumea. Acum înțelegi ce mi-a fost ușor să-ți găsesc extemporalul? Ah, și mi-ai dat și o idee. Data viitoare discutăm despre caracter. De acord? Așa.
Ia să vedem. Cine e Popescu Valeriu? Eu. Tu ești Popescu Valeriu? Uite, el la întrebarea cum aș dori să fie dirigintele meu răspunde: în niciun caz să nu fie ca isoscel. O cunoști pe tovarășa profesoară? Eu nu o cunosc. Fratele meu care este într-a 12-a o cunoaște. E bine când faci apreciere să faci pe baza părerilor tale, nu? De ce, tovarășe profesor? Doar toată lumea știe. Nu mă interesează ce știu alții. Eu știu că e o profesoară severă, dar dreaptă. Iar dacă unii nu au la inimă, e din cauza exigenței sale. Clar? Stai jos. Mă iertați, tovarășe profesor, dar ați promis că ne răspundeți și dumneavoastră la o întrebare, adică ce fel de elev vă doriți? Ce fel de elev îmi doresc eu? Să ne gândim. Voi știți cine a fost Fidias? Eu, răspunde eu, tovarășe profesor. Hai, spune tu, Georgescule, vrei să-ți iei revanșa? Contemporanul lui Socrate, secolul 5 înaintea erei noastre, Grecia antică, numai că el era sculptor. Bravo, bravo, Georgescu. Știți cum spunea Fidias că procedează ca să dea viață statuilor sale? Simplu, că de la o parte, marmura de prisos. Asta ar trebui să ne intereseze. Să scoatem din noi tot ce este mai frumos. Să luăm din viață tot ce este mai bun. Este cam un general spus. Dar cine ar putea să dea o definiție a perfecțiunii? Dar balul când este? Care? Balul Bobociului? Da. În curând. Am uitat să vă spun. O să facem și un spectacol, un program artistic, ca să zic așa. Cine crede că e talentat, cine are glas, cântă, dansează, știe poezii, să vii să-mi sună. Ați înțeles? Uite, am primit o scrisoare de la Geta, de la Iași. Nu m-a uitat, vezi? He-he, ochii care nu se văd se uită. Dar las că te duci tu la Iași acolo, la agronomie, știi, că au și acolo o facultate. Și poate o să fiți împreună agronomiști. Ne-am înțeles. La programul artistic pentru balul bobocilor nu iau parte decât cei care au notă bună la matematică. Așa că, Mitroi, Buzescule, poftam cu ei. Mi-ai scăpat. Șt, taci din gură, nu tot cobii. A, uitasem. Nici tu, Ionică, puișor. Că doar 6 încă nu-i o carte de vizită. Tovarășa profesoară, eu sunt în formație în școlii, tovarășa. Nu știți? Când la baterie. Sigur că da, tovarășa profesoară. Fără Ionică, efectiv, nu se poate. Da? Fii. Dar să știi că nu scap. O să te ascult în fiecare oră. Bine? Tovarășa dirigintă, ne-am gândit să vă rugăm, poate efectuăm și noi o excursie. Și niște vizite. La fabrica de ciocolat. Că și anul trecut am organizat niște activități frumoase cu tovarășul profesor de filozofie. Da. Poți fi făcut voi excursii, dar până una alta mai avem de învățat. Bună ziua! Tovarășa profesoară, vă rog foarte mult, vreau să recit și eu poezie. Buzescul, eu nu repet de două ori. Am spus nu, rămâne nu. Timp, încotro mergi, spre ce meleaguri noi. Stă ursulețul cârn, ieri mult iubit. Și vrei ori nu vrei, anii de școală se duc și ei. Liceu, la mate dai de greu. An de liceu, când
și te crezi legendar, Prometeu. Vom visa un vis ferice, în gânane vor cu-n cânt, singuratice izvoare, blânda batere de vânt. Rodica, poezia asta trebuie spusă simplu, înțelegi? Simplu, nu recita, nu... E doar Eminescu. Hai! Tovarășe, profesor, dar cu această poezie vreau să mă prezint la teatru, la institut. Mă pregătesc de mult. Bine, continuă atunci. Adormind de armonia cotrului bătut de gânduri, flori de tei deasupra noastră or să cadă rânduri, rânduri. Rodica, nu merge. Nu, nu merge, Rodica. Și cred că ar fi cazul să te gândești mai bine la ceea ce vrei să urmezi. Cine urmează? Eu, Buzescu Adrian. Poftim. Tovarăși profesor, vă rog să-mi iertați. Uitați, v-am adus cartea. A, mulțumesc. Ce mai e? Mi-ați promis și dialectica lui Hegel. Nu, e prea grea pentru tine. Lasă că-ți găsesc eu ceva potrivit. Stai jos. Ia să vedem ce știi. Poți să recit o poezie? Poftim. E o poezie pe care am scris-o eu. Poftim. Faldurile gri de ceață tremură pe străzi pustii, peste ramuri fără viață, peste pașii mei târzii. Norii stau gata să cadă de pe polițe de cer, eu măsor aceeași stradă, tot mai singur, mai stingher. Buzescule, se simt niște influențe, dar nu-i rău. Să știi că nu-i rău. Nu-i rău deloc. De ce n-ai venit până acum la cercul nostru? Știți, eu n-am... Mi-a plăcut și cum a recitat. Numai că poezia e cam tristă pentru balul bobocilor. Poate ceva da. Mai... N-ai ceva care să rimeze mai bine? Nu, nu prea. Toporceanu, îți place? Da. Știi Rapsodii de toamnă? O învăț. Am avut o manualul de 8-a. Bravo, bine. Uite, te scriu aici. Am să te văd. Bravo, Dorule! A fost grozav. Scrie așa? Nu mă pricep, dar mi-a plăcut. Bună. Bravo, Dorule, ești mare. Din cauza ta am pierdut seminarul la criminalistică. Eu am fugit. Bine, și cu înghețata ce facem? O mănâncă Anca pentru mine. Pa, bine, pa! Când mă înveți și pe mine să ruslesc? Păi când să te învăț? Că tu tot timpul ești cu tot ceam. Repetiția este mater studiorum. Au, iar filozofie, parcă ai fi fata lui Socrate. Ce-ai, domnule? Nu încap de filozofia lui? Nu știu, dar cred că nu prea mare la inimă. Uite, vezi, dacă îi plăcea tenisul, era altceva. Aveam dialog. Și dialogul numai pe probleme de tenis se poate. Ascultă, Anca, în viață nu poți să alergi pe mai multe culoare deodată, înțelegi? Iar culoarul meu este tenisul. Când simți racheta aici în mână și când știi că dintr-o simplă zvâcnitură de articulație faci un voleu care ridică sala în picioare, află că atunci ai sentimentul că ești și tu un Socrate. Ce să zic, că s-a făcut echilaterală. Fără acrobații, nu ești în elementul tău. Vin de farmecul meu personal. Și acum să ascultăm o melodie, primul loc în topul tinereții! Dorule, hai să stăm puțin! Nu mai pot! Am uitat! Mâine după amiază mergem la box. E o gală, rupere de noi. Nu mergem la niciun box. Ah, sensibilități de domnișoară! Dar mă rog, un concert de muzică ușoară ați putea suporta?
Dorule, da. Tu ai suportat ceva foarte serios? Da. Tu nu te-ai gândit că-mi caut și eu un culoar în viață? Da, caut-o, dragă, cine te oprește? Timpul! Nu-ți dai seama că trebuie să-și învățăm? A, am înțeles. Tovarășul Socrate dorește ca fiica domniei sa... Da, nu vrea nimic. Să-ți intre bine în cap. Da? Atunci cine? Eu. Și încă ceva. Te rog frumos să renunți la aerele tale de tip dur. Ți-a intrat în cap că ești mai interesant dacă faci pe grozavul. Ascultă, Anca. Tu chiar vorbești serios? Da. Atunci îți stau eu în cale, nu? N-ai înțeles nimic. Ești un superficial. Și tu o încoiată și o tocilară și cu asta te-am salutat. Gata. Dorule, stai! Ai înțeles anapoda? Nu e Anca lui Socrate? Ba da, ea e. Dorule! Ce mă vrei? Știi cât e ceasul? Am întârziat. Trebuie să plecăm imediat. Cred că tata-i foc și pară. Dacă e foc și pară, cheamă pompierii. Telefon 08. Alo, băiatul, cum îți permiți? Ce te faci, domnul? Poate confunzi, poate nu știi cu cine stai de vorbă. E fata profesorului meu. Ia mâna de pe mine. Alexandru, potolește-te. Iai, n-ar fi mai bine să dăm un telefon la părinții băiatului? Bună, ți-am spus, fii liniștită, nu s-a întâmplat nimic. Anca e cu capul pe umeri. Oh. Ce știe el cu filozofia lui? Dacă ar fi trăit maică sau săraca. Gata, Anca, liniștește. Hai, gata, gata. Cine-i flăcău? Te rog, Alexandre, prefer să nu discutăm. Alexandre. Transmite-i profesorului de la bătrânii liceeni o declarație de dragoste. Și dacă mai ai nevoie, contează pe noi. Bine, noapte bună. Pa. Anca, nu te duce la el, e ca un arici. Tată, a fost așa de bine. Am plimbat, am dansat. La ora asta se vine? Știu, am întârziat. Te rog frumos să mă ierți. Dar a fost grozav. M-am întâlnit la discotecă cu Ioana și cu Alexandru. Foștii tăi elevi. Mi-au zis să te salut. Tot așa orgă de lumini la discotecă? De ce? Ai ochii roșii. Sau poate din cauza de fum de țigară. Du-te la culcare. Noapte bună. Noapte bună. Îmi pare rău, Cărlionț. Da. Alo, Mihaela. A, tu erai, unchiule. Da, te-am trezit? A, dormeam un pic. Chiar dacă dormeai mai mult, tot te trezeam. Dar ce s-a întâmplat? Păi s-a întâmplat că nu te ții de cuvânt. Unchiule, te-ai înșelat. Zău că am stat de vorbă cu ea. Dar de data asta să știi că ea are dreptate. Ah, și să știi că l-am cunoscut și eu. Pe cuvânt că exagerez. Și dacă e sportiv, ce-i cu asta? Da. Am contat pe tine, dar văd că sunteți toți o apă și un pământ. Somn ușor. Unchiule, de ce crezi tu că totdeauna trebuie să ai dreptate? Că numai voi, părinții, ați monopolizat adevărul. Auzi? Alo? Săruna. Bună. Deci copiii ordinea rămâne cum am stabilit-o, bine? Da. Pentru că sunteți liberi. Eu am terminat și aș vrea să plecăm. Aș vrea să vă rețin, se poate. Buzescu, să nu dispară, avem de vorbit. Știi ce? Popescu și Ivancea sunt aici? Da, tovarășe dirigintă, suntem aici. A, mă scuzați, am treabă cu ei. Într-un sfert de oră vi-i trimit înapoi. Mergeți. Nicio problemă.
Hai, veniți încă. Ionică! Aș vrea să vă rog ceva. Nu știu cum să încep. Da. Aș vrea... Mie întotdeauna mi-a plăcut să fie totul limpede în viață. Clar. Alb, alb, negru, negru. Nu vreau să amestec lucrurile. Dar ce să fac dacă s-a întâmplat să fiți dirigenta fiicei mele? Sper că nu e cazul să vă invit la o ședință cu părinții. Ah, nu, nu. Anca e îndrăgostită. Și nu știu dacă băiatul merită investiția asta sufletească a fetei atât de mare. Deși nu-l cunosc, nu știu nimic despre el, dar... Știu despre cine e vorba. Încă n-am avut timp să-l cunosc destul de bine, dar... Am să încerc. Mulțumesc. E firesc să colaborăm. Plec. La revedere. Hop. Mulțumesc. Buzescule, de ce mă superi? De ce n-ai învățat poezia? N-am vrut să te fac de râs în fața colegilor, dar de mâine nu mai e ce căuta la repetiții. E clar? Să nu te prind pe aici. Ia vino aici. Ia vino, 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 vino. Vino aici. Ce-i cu tine, mă, băiatul meu? Ce-i cu tine? Fiți amabilă, aș vrea să stăm puțin de vorbă, da? Spune, drăguță. E vorba de Buzescu, elevul dumneavoastră. Și ce te interesează? Cred că se întâmplă ceva cu el. În plan sufletesc vreau să spun. Ce-ai vrea să spun de bine de el? Nu ți-ai ajuns că vrei să-l faci artist fără să-i cunoști ce note are în catalog? Dumneata ai știut că eu i-am interzis să meargă la repetiții? Nu, n-am știut. Păi asta-i. Așa se strică elevii. Dă-mă-l. N-am impresia că trebuie să țin cont de interdicțiile dumneavoastră. Păi da, că de-aia nu știm unii de alții nimic. Nu respectăm regulamentele. Punem mai presus popularitatea noastră decât pregătirea copiilor. Eu aș vrea... Iertați-mă că intervin, dar să știți că l-am și eu elev pe Buzescu. Am impresia că, într-adevăr, este ceva cu băiatul ăsta. Ce să fie, tovarășe? Ce să fie? E un leneș atât. I-am spus, dacă nu se pune cu burta pe carte, o să rămână repetent. Și vă rog să nu interveniți. Stai jos, stai jos. Uite, ți-am găsit ceva potrivit pentru ceea ce te interesează. Oh, vă mulțumesc. Dar să nu te prind că îți neglijezi lecțiile. Dăm cheile. Nici o grijă, tovarășe profesor. Ca să iau un 5 la celelalte, noi un capăt. Ascultă ce spun eu. Filozofia fără matematică, fără fizică, fără chimie, fără cunoștințe practice, fără viață, nu faci o ceapă de gerată. Du-te. De ce nu pune și sportul la socoteală, tovarășe profesor? De ce să nu-l pun? Nu-l pun. De ce să nu-l pun? Mens sana in corpore sano. Du-te. Mulțumesc. Hai. Șerbescule, nu vezi că n-ai aplicat bine formula? Ia stai. Ce e asta, puișor? Ce? Ah, cu filozofia te ocupi acum? Vii la sfârșitul anului și ți-o dau înapoi. Tovarășe profesoară, e o chestiune de onoare. Vă rog să nu-mi las cartea. Trebuie să o dau înapoi. Nu mi-aparține. Dar de unde o ai? De la o bibliotecă. Bine. Hai să continuăm. Anca, teșa tablă. Eu o întrebare. Când te-ai sărutat prima dată și cu cine? Mă, că m-am născut, dar nu mai aduc aminte dacă cu mama sau cu tata. Scrie așa. Ce faci acolo, dorule? Ia poftește mătăluță încoace cu ce ascunzi acolo. Hai, repede, repede. De ce ai venit, mă, cu Mozaic sentimental, frumos titlu. A, ia ascultați, când ai avut prima întâlnire de dragoste. Interesant. Ia să vedem mai departe. Care este profesorul preferat? Socrate. Se confiscă. Te rog, poftește în bancă. Poftește, mulțumesc. Continuăm. Șerbescu Tudor, poftim. 4, 5, 6, 5, 4 la matematică, 10 la filozofie. Cum te preocupi, dumneata, de pregătirea elevilor dumitale? Da, da, de pregătirea lor.
ca dirigintă. Ce astea sunt note? Numai cu lecturi filozofice și închipui el că poate trece în clasa 12-a. Și poftim, i-am confiscat și cartea. Cartea e mea, tovarășe profesoară. Eu i-am dat-o. Și vina pentru situația asta mi-a aparține. Îmi dați voie? Da, poftim. Da. Tudor Șerbescu, te rog să rămâi în clasă. Ia loc. Tudore, te rog să-mi spui, dar fără false orgolii, crezi că ai nevoie de ajutor la matematică? Mulțumesc. Mă descurc singur. Să vedem. Dar te rog să ții minte. Dacă vrei să te respecti pe tine, învață să-i respecti pe ceilalți. Ești liber. Da, vă mulțumesc. Mersi. Anca, uite, am primit bilețelul. Văd că ne înțelegem prin corespondență. Ia zi, care e problema? Poftim. Scrisorile și vederile pe care mi le-ai trimis în vara asta de la mare. Iar aici e cârlionț. A, despărțire definitivă, ca în romane. Tu ai vrut-o. Eu? Dar cine mă pisează toată ziua la cap să învăț, să devin premian, să-mi fac buz de filozof? Eu sau tu? Dorule, ești nebun de-a binele. Ce zici, Anca? Faci o plimbare cu nebunul? Uh-huh. Hai. Anca, tot ai zis tu că sunt nebun. Dar tu știi cât de nebună e acum pădurea la munte? Ce-ar fi să mergem să o privim? Vrei? Cum să o privim? Când? Simplu. Dăm o fugă sâmbătă după școală. Noi doi? Da. Am eu acolo un unchi la o cabană și ne întoarcem duminică seara. Vrei? Dorule, tu ești chiar nebun. Sunt, Anca, sunt. Îmi place, primul vivere. Filozofia după masă. Mihaela! Te pomenești că vrei să te depun la vreo întâlnire. Uh-huh. Anca, ce face? Ce să facă? Se pupă ca și tine, că tu e de nas. Ce să-i faci, solidaritate feminină? O să vezi că n-ai dreptate. Mai bine, știi ce? Du-mă la adresa asta. Dar cu Dacia ta ce s-a întâmplat? Scuze, e gripată, tușește. Hai. Ai de ce fac? Ca și tine. Meseria de bază mă răscălesc, că sunt tot mică. Bună ziua! Bună ziua! Aici locuiești de familia Buzescu? Da, eu sunt Buzescu, dar dumneavoastră cine sunteți? Eu sunt profesorul băiatului dumneavoastră, Gavrilescu. Ce doriți? Aș vrea să stăm puțin de vorbă, dacă se poate, în legătură cu copilul. Ce vă interesează? Păi credeți că eu nu știu care note proaste? Ei, lasă că pun eu bătuta pe el! Să vezi ce note bune o să-mi aduc! Nu, nu e vorba de asta. Am impresia că se întâmplă ceva cu el. Poate că are unele probleme aici, în familie, cine știe. Dar cine ești dumneata, domnule, de te bagi în viața copilului meu?
În viața familiei mele. Du-te, domnule, în treaba dumitale. La școala dumitale acolo. Te rog. Da. Da. Te rog. Da. Mă. Cine e ăsta, mă? Profesorul nostru de filozofie. Păi parcă spune că aveți alt diriginte. Păi nu-i dirigintele nostru. Și atunci ce să amestecă, mă, unde mi-i fierbe oala? E, las că mă duc eu să-l reclam. E cel mai bun profesor al nostru, tată. Să știi că dacă reclam, eu nu mă mai duc la școală. Nu! Dacă nu-ți bagi mințile în cap... Ți-am spus eu să te ocupi mai mult de ea. Tu ești bărbat. N-ai cum să știi ce se întâmplă cu fetele la vârsta asta. Of, 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 cine știe pe unde umbla acum, ce prostii faci? Bună, ți-am spus că n-am timp de discuții. Bine că n-ai. Da. Care cămin? Niciun cămin, greșeală. Bună, tată. Bună. E, cum a fost? Frumos. M-am plimbat prin parc. Tată, ai văzut culorile de afară? E o nebunie de toamnă. Îți dai seama ce poate fi acum la munte? Poate facem și noi o plimbare cu mașina. O luăm și pe bunică? Știi ce mi-a spus o colegă? Vrea să plece cu prietenul ei la munte. Are el un unchi acolo, la o cabană. Se întorc duminică seara cu trenul. Trebuie să fie foarte frumos. Nu-i așa, tată? Mm-hmm. Eu, dacă aș fi tatăl fetei ăleia, n-aș lăsa-o să plece singură cu un băiat la munte. Dar de ce? Pentru că nu se cuvine ca o fată ca aceea să plece singură cu un băiat la munte. Astea sunt prejudecăți. Și dacă fata aceea sunt eu? Alo, Mihaela? Da, unchiule, ce s-a mai întâmplat? Iar probleme? Da. Nu. Nu, nimic. Chiar nimic. Iartă-mă că te-am deranjat. Trenul la ora 621 pleacă peste 5 minute în direcția Buzău-Focșani-Vaslui-Iași de la linia A9. Pleacă trenul, ai întârziat. Dorule, știi ceva? Ce s-a întâmplat? Nu mai mergem. Cum mai mergem? Ai nebunit? Sunt și eu nebună. Bine, și cu biletele ce facem? Le vindem. Bună, tată. Bună. Am de liceu, un pe timp cu poezie, tot ce ai tu mai bun, mai curat. Am de liceu.
avut emoție, dar a ieșit minunat. Frumos. Să știți că de când cu melodia asta, mă simt mai boboc. Cam domnate și bobocii noștri, tovarășe profesor. Ia uite. Trei veterane școlii cer permisiunea să participe și ei, bineînțeles, dacă sunteți de acord. Cu mare plăcere. La urma urmei nu e minunat să știi că foștii tăi elevi nu te-au uitat. Mergem? Da, mergem. Convinse că dumneavoastră și ca boboc ați fost precoci. Aici n-ați nimeritul. Când eram ca ei, nici măcar nu știam să dansez. Ei sunt Ioana și Alexandru, foștii mei elevi, acum studenți. Ia la medicină, el la construcții. Ai construit ceva? Proiecte, doctor. Suntem la temelie. Ia vezi să nu te bagi în ziduri, ca pe Ana lui Manole. Nu trage! Hei, Andrei, e al cu certificate pentru posteritate. Ce s-ar face viitorul fără prezent? Bine, hai. Copiii ăștia. Mi-aduc aminte de vremea când eram și eu tânără ca ei. Dansa, cânta. Serios? Da. Dar toate au trecut. Nu știam că aveți voce. Am cântat 3 ani la operă. Chiar la operă? În cor. De matematică m-am apucat după ce. Asta înseamnă că ați putea să ne cântați ceva, nu-i așa? Dacă ar fi... prea potrivit. De ce nu? Da. De ce nu? Dacă ar fi... ar fi și copiii foarte bucuri. Dacă între noi... Dar fi... Eu știu... Ce Andrei! Să da, să cânt o arie. Prezintă-l pe tovarășa profesoară, repede! Hai! Poftiți! Au o emoție! Moment! Stimate boboace, stimați boboci, și acum, surpriza serii! Regina Bobocilor. Opa, tu ți-ai pus matricula? Să știi că ne faci un nou regulament de dans. Da, mi-amintesc prietene dragi. Asta nu e Sușcel. E o cântăreață deghizată în Sușcel. Prietene dragi, cântați, sclumi și ușurim. Alebi, să fiu dacă nu zice din. De nou, că de 10 sunt eu. I-a spus-o și Socrate. Încetat, dansați. Și eu am fost. Ce frumos cântă. Și eu credeam că ea n-are pierde suflet. Ah, surpriză. Cântasul mă trăgea, ritmul-i fermecat, eram atât de fericită, eram atât de fericită. M-a furat.
aripă-i asurinii, dar vai, din visul meu n-a mai rămas nimic, n-a mai rămas nimic, n-a mai rămas decât tristețea, tristețea, tristețea. Vă rog să mă scuzați. De ce ați cântat atât de frumos? Aveți o voce caldă, plăcută. Mai dați-o bine, nu mai râdem, mă. Au numai ca ca. Rodica, în pauză? Ah, dacă n-ai ciclin, n-ai fi tu. I-am găsit un taxi lui Social. Era foarte afectat. Doamna directoare, un moment. Mai că aș face și o trăznaie ca e Social. Dumneata trăznai? Da, eu, ce? Mai ajunge la băieți? Le-aș spune să cânte ceva din Strauss? Și pe urmă pierdu cu dumneata în brațe, în vârtejul valsului? Poate că spațiul și timpul ar dispărea. Măcar pentru o clipă. Și de ce nu o faceți? Oh! Doamnă profesoară. Da? Nu vă supărați, să dansați cu mine? Ține apărat? Da. Permiteți? Vă mulțumesc. Că lui Socrate îi place de mine cum dansez? De unde știi? Uite-l acolo, pe tușă. Te ține sub observație. Nu cumva fica domniei sale să o apuce pe căi greșite. Dorule, te-am rugat să nu-l mai amestecăm pe tată. Da, uitați-mi că nu datorită lui ne-a mai plecat la munte. Ți-am spus foarte clar, a fost decizia mea. Da, decizia ta dictată de tăticul. Te-am rugat să nu-l mai jignești. Bravada e de prost gust. Dacă te interesează cu adevărat Rodica, ești liber să faci ce vrei. A, ești geloasă, nu? Nu, indignată. Și te-am rugat să mai renunți la poză. Să fii ceea ce ești, ceea ce cred eu că ești. Eu sunt Doru, înțelegi? Sunt Doru și te salut. Gata! Te rog să o inviți pe Anca la dans. Anca, dansezi? Nu, Tudore, nu dansez. Am crezut că te-ai făcut mare, Anca. Te-am lăsat să judeci totul cu capul și cu sufletul tău. Uite că am greșit. Tată, te rog frumos să nu te amesteci. Pot și singură să-mi rezolv problemele. Ei, ai demonstrat-o, ce să spun? Ce știi dumneata? Cum adică ce știu? Cum adică ce știu? Chiar ce știu. Noapte bună. Bună, Anca. Bună ziua. Ia loc. Ia loc, te rog.
Te-am chemat ca să stăm puțin de vorbă. Fără să vreau, am asistat la o scenă neplăcută. Bănuiam că o să mă chemați. Anca. Anca. Ce e cu Doru? Cu Doru? Nu-i nimic, a fost. Uită-te în ochii mei. Vă sunt dirigintă de puțină vreme. Poate încă n-am avut timp să stabilesc o legătură sufletească mai apropiată. Totuși, ai încredere în mine? Da. Ai să-ți reproșezi ceva în legătură cu el? Multe. Poate totul. N-am făcut nimic ca să-l schimb. Anca, am să-ți fac și eu o confesiune. Să știi că eu am încredere în tine. Da, da. Tovarășa dirigintă. Da? Vă rog să nu vă supărați. Aș vrea să vă întreb și eu ceva. Te rog. Tata v-a spus să stați de vorbă cu mine? Da, dar mai de mult, nu acum. Vă mulțumesc. Bravo mie! Bravo! Tovarășe profesor, am mai adus niște materiale pentru revista liceului. Bine, dar pune-le acolo pe servietă. Și nu uita, marțea viitoare să nu lipsească nimeni de la cerc, da? Hai, noi servim! Noi servim! Hai! Atenție, atenție! Trage, brațe! Hai, că-i bine! Băi, de ce n-ai dat mai tare, mă? Puteți să întrerupeți o clipă? Ia, aliniere! Să tăiți toarșa, profesor! Să tăiți toarșa, profesor! Continuați fără mine, hai! Hai, joacă! Hai! Trage! V-am căutat peste tot, nimeni nu știa unde sunteți. Hai, George, vreau să vă spun că am stat de vorbă cu Anca. Da, și? Cred că trebuie să avem încredere în ea, e un copil tare bun. Știu, e un copil bun, da. Vă mulțumesc. Spuneți-mi, vă pare rău că n-ați suspendat atunci, pentru o clipă, spațiul și timpul? Nu-mi dau seama. Auzi, e al 10-lea lead, eu nu mai pot, nebunesc. Aștept afară. Îți place, Ionică? E foarte frumos, tovarășa dirigintă. Bravo! Ah. Unde sunt? Îi doare burta. Au băut niște citronadă rece la bufet. Mihai, ține de șase. Și acum, dragii mei, vă pregătesc o nouă bucurie. Vom merge la un alt concert de liduri. Puișori, o să ascultați o soprană de coloratură de mare clasă, cu o voce cristalină ca șopotul izvoarelor de munte. La, 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 la. La, 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 la. Bravo, puișor. 4 la muzică. Și voi ce căscați gura? Hai în clasă, în clasă! Unde-i tema de azi? De ce n-ai scris? Doar ești fată de 10. Ori te apucă și pe tine comoditatea. Fundițe și codițe știi să faci. Ei bine, ești în clasa 11. Ia să te pui cu burta pe carte, că mă super. Stai jos. Azi nu-ți spun not. Ascultă, doctor. Toți sportivii sunt deștepți ca tine. Ce mai vreme că m-ai făcut capul zidă?
Atât, că nu există efect fără cauză. Ți-am făcut un ceai. Ai vorbit cu ea? Nu, doarme. Mihai, găsește timp și pentru ea. Tu nu vezi, se perpelește așa de dorul lui băiatul ăla. Stă cu ochii în tavan și urlă muzica în cap. Și auzi și colac peste pupăză, a început să se moțeze. Tu n-ai văzut ce funduriță își pune în cap? A lăsat și serveta de școală? Umblă cu un sac uite așa pe umăr. Mihai, nu te supăra, dar tu ești bărbat și nu poți să înțelegi toate astea. Mie îmi pare rău. Bine. Te rog frumos, vorbește, găsește-ți timp. Deci, forțele de producție și relațiile de producție alcătuiesc împreună unitate dialectică și relațiile modul de producție. Modul de... Bun, e clar. Am terminat. Tovarășe profesor, este pentru ultima oară când vă repar. Mașină nouă și vă bateți joc de ea. Mergeți cu șocul tras tot timpul, păi cum să nu dați carburația peste cap? Gata, Nero meu, m-ai convins. Leg șocul de deget și nu mai uit. Bună ziua, gata modulul? Gata, dar să știți că e pentru ultima dată, dacă n-are grijă de ea. Hai să vedem ce scofală a făcut Nero meu, că de gură nu-l întrece nimeni. Datorești ceva? Ne înțelegem. Nu știu, nu știu. Ah. Iar am uitat șocul tras. Vai. Bine că nu mi-a pus o sirenă de pompieri. Nu vrei să luăm o prăjitură? Vreau. Hai. Anca, uite la ce m-am gândit. Cred că am să te mut la altă școală. Știu de ce vrei să plec de aici. Tată, nu mă mut la altă școală. Te rog să ai încredere în mine. Ce-i, mă, Buzescule? Tovarășe profesor, am venit... Știți... Vă rog să scuzați pe tata. Am și uitat, băiatule. Dar să știi că îmi place că ești un băiat serios și deștept. Important e să trecem curat prin viață, în orice împrejurare. De acord? Vreau să vă mai spun. Tata o să vină la școală. Vrea să vă reclame. Da. Asta e altă problemă. Nu-ți face tu griji. Tu trebuie să înveți. Atât. În tăcerea mormântală care s-a lăsat, ochii capitanului aruncă văpăi. Toată lumea a încremenit. Numai cucuveaua se aude în depărtări. E scurt! Și pistolul se îndreaptă spre pieptul asasinului. Vai de mine, ce-i comedia asta? E circ, tovarășa profesor. Poate circ! Că de-aia vă purtați de parcă n-ați fi la școală. Tovarășa profesoară, bibliotecarea nu e aici. E în depozit, poate o găsiți acolo. Mi-ați găsit cartea? Da, imediat vă aduc. Aștept. Ionica, cu asemenea creații să nu te mai prind la cerc. Da, tovarășe profesor. Acum, tu să nu fii amărât. Așa e în artă, mulți chemați, puțin aleși. În schimb, tu ai talent la matematică, nu așa? N-ai apucat să o dovedești încă, dar în curând cine știe. Păi și cu ancheta ce facem? Ancheta, zic, de data asta să o facem pe problemele practici în producție. Îmi dați voie să o fac eu, tovarășul?
Să nu fii polițistă. În regulă? Hai, poftim, poftim, drăguță. Dumneavoastră poftim. Vă rog frumos. Scuzați-mă, am întâlnit. Mă rog, aminte, când o să mai aveți puțin răgaz, aș vrea să mai vorbim ceva despre Anca. Continuăm, copii, haideți. Dragul meu, uneori mai binele este dușmanul binelui. Știi cât de mult te prețuiesc. Dar felul în care procedezi dumneata în raporturile cu elevii, cu colegii, cu părinții, poate da naștere uneori la fel de fel de interpretări. Uite, mai adineauri, tatălui Buzescu a căutat-o pe Isoscel. A fost și la mine? Se poate duce și în altă parte? Și el și alții? Cui folosește? Am înțeles. Nu mă tem că n-ai înțeles bine. Eu vreau să fie liniște în liceu. Care va să zică școala, mica noastră feudă, pe care trebuie să o apărăm oricum? Da, mica noastră feudă, cum îți place dumitale să ironizezi, pentru că de prestigiul ei depinde prestigiul fiecăruia dintre noi. Ia uite, și eu care credeam că este exact invers. Aici erai? Te-am căutat peste tot. Vă rog să mă scuzați, doamna director. Ce s-a întâmplat? Tovarășe profesor, sunt foarte supărată pe dumneata. Uite, și azi ai făcut un gest necugetat. Și de data asta îmi subliniez autoritatea. Te-ai dus Abuzescu acasă, fără niciun rost. Ce-ai căutat dumneata acolo? Ești dirigintele lui? Vă rog să mă iertați. Trebuie să merg la oră. Asta am vrut să spun. Și în plus că le cauți prea mult în coarne, omule. Cum să mai avem prestigiu în fața lor când în fața dumitale stau ca la cafenea? Faci prietenii cu ei? Ce-i cu liberalismul ăsta? Dacă îți place reclama, ți-am mai spus. Și cu asta am terminat. Dacă dumneavoastră ați terminat, să vă spun și eu ce gândesc. De mult trebuia să o fac, dar abia acum am prilejul. Poftim, vă ascult. V-ați gândit vreodată că, fără să vreți, puteți face rău în jurul dumneavoastră? Poftim. Eu nu știu ce împrejurări de viață v-a marcat, dar un lucru este limpede. Că n-ați avut puterea să treceți peste ele și riscați să vă veștejiți. Asta încă n-ar fi nimic, dacă n-ați fi dascăl. În profesiunea noastră nu e destul să transmiți cifre, probleme, calcule, principii. Trebuie să rupi și din suflet. Și dacă vește... Cum vă permiteți să vorbiți așa cu mine? Sunteți un om serios, bine pregătit. Dar de unde e ideea că elevul, ca să învețe, trebuie să știe doar de frică? Și că trebuie ținut la distanță? Vai. Poftim. Mihai? Mihai, bine că te văd. Să rămână. Dar și trebuie de figura asta de înmormântare. Dacă alta n-am la îndemână. Dar ce aveți, domnule, că și fita e la fel de veselă. Uite, Mihai, ce voiam să-ți spun. Noi n-am mai apucat în ultimul timp să stăm de vorbă. Tu te-ai mai uitat prin catalogul ei? Nu. Nu? Foarte bine. Ocupă-te tu de tot și de toate, că de-a ta se ocupă școala. Tu știi că ieri a luat un 4 la fizică? La tine? Da, la mine. Hai, condu-mă puțin, că mă grăbesc. Nu pot. Mihai, noi suntem colegi de mulți ani. Eu cred că se întâmplă ceva cu ea. Da. Poate ar trebui să o ții mai din scurt, știu eu. Da. Salut. Dă mai încet. Am spus să dai mai încet. Începem ora de dirigenție? Dacă ai venit,
Să te interesezi ce face Doru? Nu mă interesează Doru al tău. Anca, ce-i cu notele tale din ultima vreme? Note ca toate notele. Vreau și o gamă de note cât mai variată. Să știi că este pentru prima oară când mi-a fost rușine. Este pentru prima dată când altcineva îmi spune ce notă ai tu. Între noi, totul a fost limpede și clar. Eu nu m-am uitat niciodată în catalogul tău. Mi-ai spus tu întotdeauna, nu e așa? Îmi promiți că te apuci serios de treabă? Tată, te-am rugat să ai încredere în mine. Da. Iertați-mă că vă deranjez, luminița Cernea la telefon. Am un pic de răgaz în după amiaza asta. Am putea să ne întâlnim să vorbim despre ceea ce m-a rugat? Sigur că da, mulțumesc. Mă convine peste o jumătate de oră la metro în stația Eroilor. De acord. Virginia era? Da. Mamă, uite, ai aici medicamentele. Iei din fiecare câte o tabletă, peste o jumătate de oră. Stai mult? Nu, mamă. E un coleg de-al meu, e un om deosebit. Poate să-l cunoști și tu. Are o fată drăguță care e eleva mea. Să vii repede, luminiță. Da, mamă. Înțelegeți-mă că, bând paharul acela de apă, am avut sentimentul că mă eliberez de o mare povară. Credeți-mă, era o problemă de conștiință. Trebuia să-i spun, altfel explodam. Nu puteam altfel. Mihai, te super că zic așa? Nu, din potrivă. Cred că îți faci prea multe probleme cu Isoșce. Ia uite, m-am îmbogățit. 10 lei. Întotdeauna ofer lozuri câștigătoare. 10 lei. Așa, mulțumesc. Ce ai câștigat? Secret? Ia. Mulțumesc. Tot nu spui nimic de lozul tău? Secretul e secret? Să știi că eu nu am nimic personal cu Isoșel. Chiar mi-e simpatică. Cu ei fosele și trăznăile ei. Dar mă gândesc la copiii ăștia. Au și ei nevoie de căldură, de înțelegere. Poți să stai așa deoparte și să nu intervii? Firește că nu, dar crezi că asta schimbă ceva în concepțiile ei? Poate da, poate nu, cine știe. Totuși stau să mă gândesc dacă ieșirea mea n-a fost puțin exagerată. În privința Ancăi, lucrurile sunt mai simple decât îți închipui. Sunt foarte îngrijorat, să știi. Nu pentru notele ei, ți-am mai spus. Nici pentru tenismen. Am sentimentul că s-a rupt ceva între noi, că nu mai e ca înainte, înțelegi? Știi ce îmi spune mie intuiția? Că Anca o să rezolve singură totul, cu o condiție. Să fii aproape de ea. Da. Ascult. Din ultimile convorbiri rezultă că juna noastră e întoarsă pe dos. Rămân pe fază. Bună! Unde e? Ah, ce m-ai speriat. Anca, unde e? A spus că se duce la o colegă. Ei, da, ai început să ornești. Sunt mulțumită. Uite, îți dau un 7. Ești mare, Tudore. Ești la loc. Ei, cine continuă? Anca, continui tu? Cred că e inutil, tovarășă profesoară, nu o să mă descurc. Cum vine asta? Tu să nu te descurci. Atunci, tema, cum ți-ai rezolvat-o? Vă rog să mă scuzați, nu mi-am făcut temele.
Ce vorbă e asta? Cum nu ți-ai făcut temeri? Doar mi-ai promis. Nu v-am promis nimic. Ascultă, fetițo, unde te trezești? Ai uitat de bună cuviință? Ce gărgăune îți umblă prin cap? Pentru astăzi ai trei! Tovarășe profesoară! Asta e o blăznicie! Anca, ce te-a apucat? Ești nebună? Cum? Nu ți-a plăcut? N-ai spus tu că nu-ți plac tocilarele, premiantele, elevele cu minți intrate în grația profesorilor? Te pomenești că nici zulufii ăștia nu-ți plac și nici faptul că am devenit obraznică. Să știi că asta poate să fac oricine, nu e mare scofală. Anca! Anca! Îți mulțumesc că am ajuns acum la bătrânețe de bat jocuri a elevilor și asta din cauza dumitare. Nu înțeleg, tovarășul profesor. Nu înțelegi, fata dumitare! Din cauza că ai scăpat-o din mână, a îndrăznit să mă înfrunte în fața clasei! Dar ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? M-a făcut de râs! Nu înțelegi? Eu nu contez ca profesor în fața dumnei ei! Și asta! Asta după o viață de muncă! E dovada unei proaste educații! Regret, tovarășe profesoară! Nu rezolv nimic cu regretele! Faptele sunt fapte! Uite și Buzescu! De care dumneata ai atâta grijă! Află că de 3 zile a fugit de acasă! Da! A fugit de acasă! Și nici la școală nu mai vine! Tată! Acum nu discutăm nimic. Închid ușa. Bună ziua, tovarășe profesor. Ce-i cu tine, mă, Buzescule? Am venit să vă spun că îmi pare foarte rău. Că din cauza mea, dumneavoastră aveți neplăceri. Nu, nu, nu. Tu n-ai nicio vină, Buzescule. Singura ta vine că ai fugit de acasă și nu vii la școală. Eu știu că asta o să treacă, dar important este să te întorci acasă și la școală. M-am întors acasă. Serios? De mâine vin și la școală. Bravo, mă bucur. Știți, și tatei îi pare rău. Ar vrea să vă explice. Băiatule, important e să trecem curați prin viață. În toate împrejurările. Nu-i așa? Ai înțeles? Hai, du-te acasă. Du-te. Ce faci, Anca? Mă plimb. Tată, vrei să pleci de la școală? Da, plec. Trebuie să plec. M-ai făcut de râs. Și acum te rog foarte mult să mă las singur. Poftim. Alo, Anca. Sunt eu, Dor. Aș vrea să discutăm ceva. Anca, deocamdată nu avem ce discuta. Alo? Mihaela? A, tu erai Ancuța? Trebuie neapărat să ne vedem. Dar ce s-a mai întâmplat? Nu știu ce să mă fac. E ceva în legătură cu tata. O fi adevărat? Da, e adevărat. Vorbește toată școala. Trebuie să facem ceva. Ce putem face noi? Să vorbim cu dânsul. Dar vă rog să mă înțelegeți. Nu m-am gândit nicio clipă că o să se ajungă până aici. Dar e un om de valoare. Mă rog, are păcatele lui, dar ar fi o pierdere mare pentru școala noastră ca profesor. Trebuie. Trebuie să-l convingem. Anca! Ce-i cu tine? Ce s-a întâmplat? Uitați-vă, am mințit! Întotdeauna am învățat și mi-am făcut și chitânele la matematică și la fizică în fiecare zi. Am vrut să-i dau o lecție.
Ce lecții? Vă spun eu, dar acum tata-i supărat rău. L-am făcut de râs. Vrea să plece și de la școală din cauza mea. Așteaptă-mă, mă îmbrac și vin cu tine. Ia loc. Dragul meu, dacă stai să te gândești bine, nu e decât o chestiune de orgoliu rănit. Da, s-ar putea să aveți dreptate, s-ar putea să fi greșit eu. Școala are nevoie de un profesor și de un om ca dumneata. Se pare că am greșit la extemporalul meu de viață. Știe toată școala, totul din cauza mea. M-am purtat prostește, mi-a zis Anca că nu mă iartă niciodată. Te rog să mă ajuți. Bine, hai. Pe tine cum te cheamă? Popovici Alexandru. Pe tine? Popescu Mihai. Și pe tine? Stam cu Cornelia. Unde ai învățat? La 195. Dar pe mine știți cum mă cheamă? Socrate. Așa e, așa îmi spune Lili. Dar Socrate, cel adevărat, știți cine a fost? Un mare scriitor italian. E bine, e bine. Bun, scoateți o foaie de hârtie. Dăm extemporan. Extemporan la dirigenție? Exact. Tema, cum aș vrea să fie dirigintele meu. Eu am încredere în tine. Am încercat să plec, dar nu pot. N-am ce face, așa sunt eu. Nu pot. Tată, te rog frumos să mă iert. Ce ai acolo? Lozul din cismiciu? Ce ai câștigat? Am încercat, o șansă. Necâștigător. Tovarășii, nu trebuie să plecați? E adevărat, tovarășii, profesor? Plecați de la noi? Cum să plecați? Tovarășii, profesor, am făcut și programul întâlnirii de peste 10 ani. Dar de unde ați scos-o voi că plec? Anca? De unde e Andrei? L-am uitat în bagaj. Wow! Ce ai făcut, Mihaela? M-ai uitat aici? Atenție! Aranjați-vă! Nu mișcă nimeni, o fotografie pentru veșnicie! Astăzi la dirigenție, lecția oare cine știe?